că dacă mai intră cineva aici în următoarea oră, îi crăp capul. Fuga! Da, să trăiți! Așa. And now, că nu mai există nici oameni în sare. He's here, come in. Să vezi că fac o plângă, te-am spus. I-am avertizat. Măculiță! Da! Aveți grijă să nu călcați pe el. Ce ați făcut, șeful? L-ați răznit pe Putin. E Putin? Adică el era în avioanele alea care veneau? Exact. Și să știți că n-avea de când să ne borbandeze. Da. Dar ce vrea, mă? Să vă așezați la masa negocierilor. A, să trăiască el, grande comandante suprem, să trăiască! Trăiește, Nea Cristache! Trăiește! Da, întrebarea e unde? Aici sau pot să mă întorc la palat? Adică, până la urmă, e liniște pe acolo? Se mai găvărește Paruschi? Drept să spun, habar n-am, pentru că eu nu sunt la palat. În primul rând. Păi, dar mie mi-a zis Dorulesc că ai preluat matale misiunea. Adică nu-l urmărești pe Putin? Cum să nu-l urmăresc pe Putin? Îl urmăresc, dar de la televizor. Sau la televizor, mai bine zis. Stau comod în fotoliul pe care mi l-a făcut de curând cadou binecuvântata mea soțioară și mă uit la Putin, că e la Moscova. Adică cum, s-a întors deja acasă? Dar nici n-a fost nevoie, că Putin nici măcar n-a venit în România, mă. Păi și eu atunci cu i-am dat bucata. Ah. Nu știu, unei sosi din cele 30, cât zic ăștia, că ar avea vreo 30, da. Mă, o fi Putin nebun, dar nu în halul ăsta încât să vină în persoană într-o țară NATO. N-a făcut altceva decât să-și trimită sosia să vadă cam cum reacționați, să vadă dacă e în siguranță în cazul unor întâlniri oficiale la nivel înalt, știi? Mă rog, și nu prea e, adică nu prea e în siguranță, se pare. Păi atunci putem să ne întoarcem liniștiți la palat, să ne cinstim! Nu, sfatul meu este să nu. Mai bine rămâneți acolo, ba, eu v-aș sfătui chiar dacă puteți să găsiți pe undeva prin apropiere o unitate militară de aia mai de elită. Că din cauza smetei știți ce ați făcut? Ați reușit să ajungeți direct pe prima poziție în lista neagră a lui Putin. Ca să vă dea niște ceai de la negru. O să vă caute toți distribuitorii de Novocioc, da? Oh, no. Aveți grijă ce beți, aveți grijă ce mâncați și mai ales nu care cumva să stați în dreptul ferestrelor. Hai că le știu astea, ce dracu? Șeful, e cramă, n-are ferestre. Vă picau gradele dacă mă așteptați și pe mine? Ați luat-o înainte doar ca să nu trebuiască să mă ajutați. Vă scădea o sânza? Ascultă-mă, civil împuțit. Cel mai important lucru în cariera unui om militar este punctualitatea. Nu mă?
Exact. Așa că fiindcă președintele a ordonat ca noi să fim acelea la ora... La... La ce ora? La... Acum, ala, la fix, exact acum. Fix! Atâtea întrebări. Acum ce atâtea întrebări? Băi, la război, dacă ai plecat la război și ai târziat 5 minute, poți să pierzi războiul, să duce dracu toată lumea. Da, barbarul la pe carte de aia de tactici, da, de tehnici. Sau măcar pe priatul de la mașina de spălat. Că măcar curățică, maimuțică, aia, unde te crezi, făi, te duci în Jamaica, în Caraibe? Mi-ai venit cu trollerul după tine? Păi la armată să vine cu rucsac. Și cum crezi că mi-ncăpeau mie în rucsac toate hainele pe care le am? Dar lua asta cum ia în capul, vai! Ha? Cum ia? Are mai puține haine. Ia uite-o și pasă. Iubire, le țin eu sau ține, lasă? Lasă-le acolo. Lasă. Ce te uiți, dragă? Camaraderia, despre asta este vorba. O calitate extrem de importantă pentru un soldat. Trebuia să-l testez. Păi n-ați zis că venim aici într-o unitate militară de elită? Nu pot să aduc așa pe oricine, nu? Nu, 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 nu. Ia gata cu vorbăria, unde-i președintele, mă? Actualul președinte nu știu unde este, dar viitorul președinte este chiar lângă tine. Nu la tine mă refer, Chiorete, la Emuța. Cu frumusețea carismatică și inteligența versatilă, sigur va deveni noul președinte al României. Și eu primul domn. Bă, dobitocule, îmi cer scuze. Bă, primul dobitoc, ți-a zis clar femeia în episodul trecut că nu se poate să existe femeie președinte, mă, tâmpitule. Cel puțin prima doamnă să fie, că de-aia s-a cuplat cu pupăză. Da, cât... Nu s-a cuplat cu pupăză, dar a intrat la ea în dormitor dezbrăcat în greșeală. A intrat la ea în dormitor îmbrăcat din greșeală. A intrat, n-a intrat, n-a... Bă, răspunde dracu' odată la întrebări că mă desigurează asta. Habar n-am unde. Și ce mă te durea gura să răspunzi mai repede? Mi-ai lăsat-o pe asta să-l transforme în cimpoi? Să mă încioc. Așa rău arăt? Nu, arăt mai bine, Carmen. Găsi. Ia gata cu vorbărea. Ne împrăștirea. Ne trebuie să-l găsim pe președinte. Aveți 5 minute să vă organizați, da? Deci, crete. E Matescu. O... În 5 minute să fiți aici. Dacă ați venit fără președinte, mai bine să nu veniți. Marș! Iubire, iau și bagajelul. Ia-le. Ia și pe-al meu. Emuțo, așteaptă-mi. Faci mârlane. Ha? L-ai găsit? Bă, nu l-am, nu. Ha! Nici urmă! Nicări! Auzi, da. Dacă n-o fi venit și ne-a trimis pe noi așa la Hoha ca să scape de Varvara, să-și vadă el de treabă liniștit. Care-i treabă? Ei, care-i treabă, nu știu aia. Acum... Păi cu cine, mă, că e mai aceea? Ce tot ai schis gura, mă, despre subiectul ăsta? Potolește dracu' odată! Ia uite înapoi, vrei să mă umfle asta de palme? Bă, dar cu înainte! Tot ce iau eu împar cu tine! Tot ce-mi da asta palme, ție, jumate ție ți le dau! Jur! Câte mi-ai dat până acum? Vreo 8. 8 împărți la 2, 16, te-ai nenorocit. Stai, Mărlane, stai că nu la Eva mă refeream. Stai că m-am încurcat. Unde era la... O iau de la început. Mă, n-auzi că nu mă refer la Eva. Dar la cine te referi? La cine? Știi tu la cine, da? Și s-a cuplat cu tine ca să mă pună pe mine pe o pistă falsă. E o diversiune. Hola. Hola, Mariola. Zi repede că sunt la bazin și mă ții de treabă. Doruleț, poți să-l localizezi pe președinte? Pot. Bun. Și durează mult? Cam 30 de secunde până se conectează serverul la GPS. Bun. Păi atunci zi-mi unde e. Păi nu pot.
Da, nu poți că ești la bazin. Uite, ia o pauză, du-te la vestiar, ia-ți aparatura și zi-mi unde. Nu pot decât în cazuri de urgență națională. Ia zi, e urgență? E o urgență mai mult internațională. Deci, îl anunț pe președinte? Nu anunț nimic. Deci nu e urgență națională. E mai mult internațională, așa, Melanie? Doruleț, îmi zici odată unde e? Președinte ca el nu o să mai prindă țara asta în vecii vecilor. Amin. Hai că mă țin din treabă și mă grăbesc. Pa! Rămăsesem? La lucru de brațe crau. Hai, brațele întinse, aplecați în față. Unde mă prof aici pe uscar? Dar ce vrei, bă, să-ți dau o țuică înainte ca să prinzi un pic de curaj? Proful, pe uscat, adică fără apă? Păi parcă nu-ți place apa, mă, nici măcar în vin, că tu bei doar sec. Păi, dă-mă, proful, că eu vorbesc serios acum. Facem și noi ceva dacă am venit aici? Păi și ce, mă, eu glumesc sau ce? Nu erai tu aseară ăla cu sticla? Păi, idiotule, că tocmai de-aia ne freacă din cauza. Încetați, încetați, că am glumit. Bă, eu vă înțeleg că sunteți tineri, mai faceți și voi o petrece. Bă, da, antrenamentul e antrenament. Culcat! Brațele întinse, lucruri de picioare. Hai, campion scot în voi. Campion? Mami, îmi place de David Popovici extraordinar de mult. Ei, dacă îți place, îți fac cunoștință cu el dacă scoți un timp bun pe bazin. Ce faci, mă? Bă, tu să nu trezi. Ia uite-mă că n-a înțeles gluma. Sunt profund că eu glumeam, eu vorbeam cu ea. Bine, mă, gata, mă potulez dacă ați început toți. Care vă băgați la un pariu că președintele e cu Melanie? Ete, eu intru cu 100. Dau cu aceva, mă bag și-o cu 100, tot pe Melanie merg. Vrav, ia mă, la vinsează. Adică? Tu nu intri chiar, Ete? Neț, că eu am iubitică, îi sunt fidel. Ce să zic, iubitică am și eu, dar mă referam la pariu. Neț, încă o dată, că zdita e ministru de interne și nu se cadrează să încurajăm jocurile de noroc. Plus, că în afară de asta și eu sunt în aceeași barcă cu voi. Că și eu cred că președintele e cu Melanie. Deci n-avem împotriva cui paria, mă. Ba da, mă! Pun eu bani. Uite, pun cât a spus voi, 200. Opa! Și mai plusesc 100. Că yes. Cu păză nu e cu Melanie. De unde știi? E cu tine? Taci, mă, din gură. Știu că atacul e cea mai bună apărare, dar răspunde la întrebare. Nu, poetule, nu e cu mine, îl vezi aici? Păi și atunci de unde știi că nu e cu Melanie? Știi sigur? Știe pădărea cu merge la Cacealva. Bă, Matiescule, mai pui ceva că ne-a bătut doamna cu 100. Gata, vine băiatul. Ia. Așa. Așa, mai găsi pe aici. Așa? Hai, mă, că mai pun și eu, ca să fie. Ia. Mai pun 100. Și 50. 150. Chiorete. Hai, mă, bagă și tu 100, că avem aproape 700 fără 100 de lei. Nu mă bag, bă, că nu mă lasă dentologia. Ce-ar dentologia, dreacu? Păi pe sărăcia asta, mă, se-a găsit pe tine deontologia. Tu nu vezi că toate-i scumpe, mă, bate, l-a scumpit gazele, mâncarea, striptease-ul. Tot s-a scumpit, mă, tu vezi ce ceață e, mă. Plus că pe ceață nu se vede când pui, nu se vede. Dă și tu acolo să... Ia, mă, na, m-am băgat. Aha! Madame? Mai plusești și mătăruță cu ceva, că am băgat și chiorete și acum te-am bătut cu 100. Dacă nu, te batem până prezentare, să știi, pierzi. Mai pun, mă, săracule. Este! Că tata de cățeluș, păi să vezi cum o să latre pe la mine în curte. Hai, mai bagă careva? Nu mai bagă nimeni nimic! Lăsați-o odată să ne spună unde e pompoză! Mai tai dreacul de gură, mai nebunit de cap! Cum zice neamțul, lejă să fie, rien nu va pus. Plus. Lejă nu să fie, că domnul Chiorete mai pariază cu un plus, plus cât? Plus cu dracoste, piaptăne, cu nimic! Vreau să atrag atenția că nu se zice neva puls, se zice neva plus. Păi, dar unde știi tu, bă, chestii de-astea, cum se zice la jocurile de noroc? Ai zis că nu-ți permite deontologia. Păi, nu-mi permite să joc, dar să studiez fenomenul nu-mi permite. Chiar sunt obligat că în jurul la fenomen să învârte toată infracționalitatea țării. Ți-am clar? Încheia cu ai ora de franceză? Sau închei eu? Farfaloi, nebunici! Ui! Zim de unde știi că pupăză nu e cu Melanie. De la CIA, că am fost și o spioancă.
Te-ai liniștit? Da. Mersi, știam că pot să mă bazez pe tine. Și acum, hingherilor, dați-i doamnei înapoi cățelușul. Hai, scoateți banii. Hai, mă, odată, ce scoateți poate banii! Ești? Dar de unde știm că e adevărat? Dar chiar, dar de unde știm că e adevărat? Zi! Cu prostovane! Mă! De ce dai, mă? O înapoi! Vania, abia se liniștise, acum ai agitat-o din nou. Dar nu-i nimic, o las cu pistolul în mână să încheie ora de franceză. Cu pac, pac. La gher, coma la gher. Nu, nu, lasă la gher. Ia cățelușul, te crede pe cuvânt. Or crede ei, dar eu nu te cred. Ne, eu nu mai sunt proastă. Zi de unde știi că pupăză nu e cu Melanie și zi mai repede că-ți fac mai multe găuri. Te mir sau te închin la el? Parcă-i zeu. Deci ai știut tot timpul că e aici? Am ridicat special podul ca să iei tu bani frumoși ca tine. Poți să te pup? Pleacă-mă de aici! Ai văzut bombă? De ce nu vreau să mă bag la pariuri? De ce? Așa, fiindcă de fiecare dată câștigă organizatorul. Păi da, dar organizatorul a fost Matiescu și-a câștigat tema, nu el. Și cine-i fleblețe al Matiescu? Cine? Hai, el. Excroacă! Nu-ți mă excroacă! Termină cu tâmpenile astea. Am făcut așa doar ca să o calmez pe nebună. Uite, ia, luați-vă maidanezii. Da, trebuie să las că-i part eu. Tu, am pus eu 100 prima oară, da. După aia ai mai dat tu 100, da. am mai pus eu 150 și Matescu 150. Și restul? Restul mi-l dai după ce-i schimb pe ăștia. E zi de leafă? Păi și mie, de ce nu-mi iau vira, mă? Sunt toți. Bă, ești nebun? Ăsta chiar e antitank, nu trece nimic de el. Intră! Haideți voi încoa! Unde să intre? Că el e intrat deja. Noi ar trebui să intrăm. Corei, bă, hai că te cânciște că ne așteaptă, hai să merge, hai că e retard, cum zice neamțul. Ce faci, mă, spui diagnostic singur? Îmi iei pâinea de la gură? Ai pâine! Dă-mi un colț, că mi-e o foame să nebunesc, că n-am mâncat nimic decât David aici, că e aerul tare, frate, și tare, și unitatea asta, dacă are el geamuri antifronate, să-mi trag la ca multe. N-am văzut la nemții. Uite, aici o să locuiți, vă place? Tare. Ce tare, mă, că zici ca scotețe. Tare, urât am vrut să zic. Uite-te și tu zici că e camping de ăla și mai bei și ăștia cu drujba în continuu. Da, adică sărăcie, ce să... Bă, de când e, mă, campingul sărăcie? Că de când stau săraci în el, pe aia cu bani. Păi aia stau la hotel, all inclusive, 5 stele, nu camping. Băi, să zice să rumâna că pe vremea când am făcut eu armata, stăteam toți înghesuiți într-un cort. Aici aveți fiecare căsuța lui. Ca purceluși, așa, a? Exact ca purcelușii, cum am zis, că sunt niște cotețe. Hai, mă, prof, nu putem să stăm și noi în cabana aia, că uite ce mișto e. Băi, nu se poate. Acolo stă staful președintelui. A, deci barosanii la barosăneală și fraierii la... Am înțeles, nu mai zic. Păi, nu e vorba despre chestia asta. Înțelegeți și voi că sunteți tineri. Mai o petrecere, mai o chiuvetă sărită în curte, mai o ușă spartă. Păi tata s-a blocat crengul, ce să fac? Și dacă mai intri neinvitat peste mine, o să te scot prin geam data viitoare, nu prin ușă. Bă, eu înțeleg avântul tinereții, știi? Dar nu putem să distrugem vila de protocol a comandantului unității, mai ales că omul a fost super finuț și a dat-o statuie. Băi, ce are, mă, căsuța asta? Ce au căsuțele astea? Spuneți-mi și mie.
Mamă, proful, că până la urmă nu e așa. Nu e așa. Mamă, e veche rău de tot. Sincer, deci acum dacă suflu, zici că o ia vântul. Să nu zici de două ori că s-ar putea să se și întâmple. Că vântul ăla, păi ia tot ce-i pică în mână. Că așa a făcut și cu FNI-ul. Am studiat eu dosarul, adică... Nu mai bine vă uitați voi înăuntru, hai încoace, hai. Uitați-vă și vă dați după aia cu părerea. Vă rog frumos, poftiți. Ia. Cum e? Zi cum e. Mamă, e ca lumea rău de tot. Ce e, mă, ca lumea rău de tot? Mamă, e nașpa rău de tot. Uite, deci tu ce vechitură. Vechitură? Păi nu e, mă, nicio problemă că le renovați. Pe toate cinci. Băi, mulțumesc mult pentru idei, că nu știam ce să vă dau la lucru manual. Excepțională idee. Bravo, Radu! Prost ești, mă, prost ești, că de-aia nu mă convinc cu tine, că ești prost! Stai așa, dă-te, frate, stai! Bă, ce prost ești, mă! Hai, mă, profu, că am glumit și eu. Uite-te și tu ce perfect arată. Și dacă mă întreb pe mine, ar fi și păcat să le strici așa stilul ăsta vechi, tradiționalist? Sincer, nici nu avem cum să ne atingem de ele. Că astea sunt obiecte de-alea istorice, protejate de lege, de patrimoniu. Nu mă zic că tu le ai cu astea, avocatule. Da, da, nu, nu putem să le atingem, că da, sunt de patrimoniu, păi, și n-avem ce să le facem. Hai. Ce, mă, nu poți să dai cu acuarela pe patrimoniu? Nu e, că nu te lasă. Păi, da? Mecheră și mecheră, frate, da? Are la butoane să-mi trag una, că nici nu știu de o să... Stai! Măi, copile, nu te repezi ca elefantul magazinul de porțelanuri, că dăm de dracu. Mă, tu ne-ai auzit ce a zis președintele? Ce a zis? Că dacă se strică ceva, dormim cu porcii. Mă, mai întâi să cătăm un prospect, o instrucțiune, o ceva. Urzicele astea. La ora... Acum, fiți la ora asta. Fiți la ora asta. Ce mai pui astea întrebări? Hai, că așa e. Că nu mai știu textul. Foarte bine. Punctualitatea care e mama înțelepciune. Mama armatii până la urmă. Măsa, pasul. Ce ziceam, mă, ce trebuie să zic? 5 minute, și ce înseamnă 5 minute? Pe timp de război. Hai cu o dată. Dar chiar, dar de unde știm că e adevărat? Tovan. Vezi că iar o agită. Și-abia se liniștit. Ce dai, bă? Păi nu-i ăla! Păi nu-i ăla! Nu-mi vine, mă, în bouă ăla trebuie să dă.